Hristos a înviat. Haideți și în această dupămasă, plin de bucurie, să-L înălțăm pe Domnul și să cântăm din cântarea 514, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Și în dupămasa aceasta și suntem plini de bucurie că ne-a cors harul că în această zi de sărbătoare să fim din nou împreună la închinare. Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru bucuria învierii Domnului nostru. Mulțumim că ne-ai mântuit, Doamne, și mulțumim că avem un Mântuitor viu. Dorim și în această ocazie pe El să-L înălțăm în adunarea noastră. Dorim ca pe El să-L glorificăm. De aceea, Doamne, coboară-te peste adunarea noastră și fă ca prezența Duhului Sfânt să simtă toți cei ce au venit la închinare. Binecuvintează fiecare suflet, Doamne, care a pășit pragul casei Tale. Binecuvintează și pe cei ce lipsesc din casa Ta. Doamne, ne rugăm și pentru cei ce trec prin încercare și prin suferință, prin boală, prin necaz, fii alături de ei. Dă-le pacea Ta, Doamne, dă-le mângâierea Ta. În mod special, mă rog, pentru vecinii mei, pentru familia Popa. Doamne, te rog să te atingi de vecina, de sora. Te rog să fii lângă ea prin momentul greu prin care trece. Ne rugăm și pentru fratele Toderaș, întărește-l, Doamne. Ajută-l să se încreadă în continuare în Tine, să-și pună nădejdea în Tine. Îți mulțumim că ești lângă noi când trecem prin astfel de momente. De aceea te binecuvântăm, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi programul din această dupămasă, copiii și sceneta pe care au pregătit-o, fiecare cântare, Doamne, și în mod special cuvântul Tău, vorbește-ne și astăzi, pregătește prin Duhul Sfânt inimile noastre și ajută-ne să ne întoarcem cu cuvântul Tău în inimile noastre. Îți mulțumim că ne asculți în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt ne rugăm. Amin. Vă rog să vă așezați. Bine ați venit și în dupămasa aceasta în casa Domnului, la închinare. Ne bucurăm de această zi de sărbătoare pe care ne-a dat-o Domnul. Ne bucurăm să fim împreună, suntem aici să ne închinăm, să lăudăm pe Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să primească închinarea și lauda buzelor noastre. Vă salutăm pe toți, cu toată dragostea. Avem programul copiilor, dorim ca Domnul să-i binecuvinteze, ei s-au pregătit. Și de-abia așteptăm să îi auzim prezentând acest program în cinstea celui ce a biruit moartea, a înviat din morți și este viu în vecii vecilor. Salutăm de la Râpa pe fratele Mitru Domnului. Așa era și cred că e cunoscut și acum. Împreună cu sora, bine ați venit la noi. Faptul că stai lângă Dorin, cam știm ce se întâmplă și de-abia așteptăm să facem cununia la Râpa. Asta am anunțat-o eu și nu știu cum să trece peste voința păstorului. De obicei, cununia vom avea în vara asta, se face în biserica... Miresei?
Da. Bine ați venit la Tulca. Ne știm de mult. Venea la Ianuș, da. Și astăzi când am dat mână, mi-a zis, mulțumesc și Domnului că te-am învățat să predici. I-a rugat că predicat înaintea mea și a fost bun predicator, foarte bun predicator. Și am spus că aștept să vină la Tulca să ne țină o predică. Amin. Amin. Ai auzit? Ai auzit. Așa. Așa că te așteptăm. A venit salvarea în urmă cu o oră în vecin, vecinul, erau tare necășiți, încă nu știm sigur ce s-a întâmplat, a dus-o pe sora Florica la spital și de-aia ne-am rugat și la momentele de rugăciune aș dori să ne mai rugăm pentru ea. A fost internată în spital, spunea vecinul serile trecute când a fost la mine, mi se pare că a avut aprindere de plămâni, dar i-a dat drum acasă, că nu lucrează nimeni. Ciudat. Și starea ei a fost, s-a simțit mai rău. L-am văzut pe domnul doctor acolo și la câteva minute am văzut că a venit și salvare. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ea. Amin. Și să o păzească și să-l încurajeze pe fratele Toderaș. Domnul să lucreze așa cum știe El. Amin. Avem două cântări la început. Invităm frații care sunt la închinare să vină în față și apoi vom asculta fanfara. Și după fanfară invităm copiii în programul pe care l-am pregătit.
Născut din
minte și ascultă. Caută adevărul. Caută să afli ce s-a întâmplat cu împăratul iudeilor. Ucenicii se certau cine să fie cel mai mare. Oamenii cântau Osana, preoții se ascundeau pe la colțuri. Se lasă seara, o masă cu ucenicii, ultimele învățături, rugăciunea din grădină și profețiile se împlinesc. Trei cruci în zare, pe cea de mijloc stătea chiar Fiul lui Dumnezeu. Oamenii nu știau cum și de ce se întâmplă astfel lucrurile. Unde era salvarea, restaurarea oamenilor, unde era Dumnezeu? Găsim o noapte ogulată cu torți, un împărat și pe ucenicii lui fugind. Noaptea a fost prea lungă, ci ziua următoare prea dureroasă. Cel ce a venit să ne salveze a murit, preoții, mulțimea care ne asculta odată, nu l-au vrut. Era Israel, atât de aproape de răscumpărare și învățătorul a murit. Trupul e pus în mormânt și speranțele ucenicilor lui la fel. Nimeni nu a înțeles planul Domnului, nimeni nu a înțeles atunci modul în care Dumnezeu a ales să răscumpere omenirea. Tu, aici, după 2000 de ani, înțelegi de ce a murit Iisus? Am închis-o pe mami. Nu vreau să împart dulciurile cu nimeni. L-am lovit pe fratele meu. M-am supărat pe tatăl meu fiindcă m-a pedepsit. M-am setat curaj. Ceilalți copii o haine mai frumoase. Mă cred mai bun decât ceilalți. Am înjurat la școală. Nu am ascultat doamna învățătoare. Am bârfit-o pe prietena mea. Am furat creioane de la colegul meu. Am copiat la școală. Din banii mei nu dau, fiindcă am prea puțin. Dar Dumnezeu a înviat. Motivul morții este motivul... Este motivul răscumpărării noastre veșnice și zilnice. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit de la Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în lei să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogăția harului Său. După cum păcatul a stăpânit, dând moartea, tot așa și harul să stăpânească, dând neprihănirea, ca să dea viață veșnică prin Iisus Hristos. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. El ne-a isprăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei, care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Deci, fiind socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că am intrat într-o stare de har în care suntem
și ne bucurăm în nădejdea slavei Dumnezeu. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. La cruce Dumnezeu ne-a ales, a ales să ne iubească, să ne dăruiască viața pe care noi am pierdut-o în păcat. Crucea este locul în care primim har după har. Primim iertare, o nouă șansă și o nouă viață. Noi suntem schimbați prin Iisus și prin jertfa Lui. Dobândim viață veșnică prin biruința Lui asupra morții. Noi avem speranță și prin piatra dată la o parte, mormântul gol și credința răscumpărătorul nostru cel viu, ni se deschid ochii ca ucenicilor și putem percepe de ce a fost nevoie de o cruce. Prin crucea lui Iisus suntem mai mult decât biruitori în fiecare zi. Trăim biruitori în fața dușmanilor, deoarece într-o zi un Fiu de Dumnezeu a stat răstignit între cer și pământ. Nu suntem singuri, deoarece Iisus a biruit moartea. Pe mările învolburate ale vieții lui Iisus, Iisus e alături de noi, ne îmbărbătează să luptăm ca niște viteji. Iisus a fost biruitor în fața morții, dându-ne nouă astăzi numele de biruitor, prin moartea și învierea sa. Prin învierea lui Iisus suntem biruitori. Lucrul care l-am apreciat în programul pe care l-au făcut, e adevărat că doar de două săptămâni, o săptămână, două, am vorbit cu Alina și cu Doro să facă cu copiii program. Ce am apreciat aici a fost faptul că s-a pus accentul pe versete din Scriptură. E minunat. Pentru faptul că au învățat aceste versete, pentru modul în care s-a cântat, merită să-i aplaudăm în vomața aceasta. Mulțumim, Dorotea, mulțumim, Alina, mulțumim, copii. Ați fost minunați. Domnul să vă binecuvinteze. Unii mai cu emoții, dar le înțelegem. E așa de important pentru voi să învățați deja de mici să cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu. Te mă gândeam la ăsta care e biruitor acolo, ăsta care e biruitorul. Te rog să te ridici în picioare, să vii aici în față. Așa, întoarce-te spre biserică. Și acum și spre mine. Ai cântat numai tu sau ai lăsat-o și pe Andreea să cânte? Deci și Andreea a cântat. Eu am văzut că numai tu ai cântat. Un pic vocea ei te-o cam încurcat, așa e un pic. Ai acoperit-o cu vocea. Felicitări, Sergiu. Felicitări. Și pentru el. Avem acum un grup care au o cântare, îi ascultăm. Mă bărbătesc să lupt ca un viteaz.
El să biruiască în viețile tuturor oamenilor. Dimineața l-am salutat pe fratele Viță. Mă bucur că îl văd și după masă. În două cuvinte, ce ai învățat în perioada aceasta despre Dumnezeu? Nici nu mi-aduc aminte dacă ai fost anul ăsta la biserică. N-ai fost. Prin spital, la Târgu Mureș, acasă. Acasă noi ne-am mai întâlnit, ne-am rugat împreună. Dacă ai o mărturie, să spui ceva bisericii, ce ai simțit, dacă l-ai simțit pe Domnul, lucrând în viața ta, cum este Dumnezeul nostru când trecem prin astfel de momente? În primul rând, mulțumesc Domnului pentru că sunt în biserică. Și mulțumesc celor care au fost cu noi. Este greu să spui în câteva cuvinte ce ai simțit, dar ca și concluzie, nimic nu contează pe pământ decât apropierea de Dumnezeu și trăirea cu El. Am învățat că viața și mișcarea este în El. Deci nu putem face nimic fără ajutorul Lui. Este important că de tânăr să înveți lucrul acesta ca să nu faci greșeli în timpul vieții. Îmi pare rău pentru viața pe care nu am trăit-o plenar pentru Domnul. Este foarte important să începi de tânăr și să ții tot mai aproape de Domnul. Domnul se va îngriji de cei care țin aproape de El, îi va întări și vor fi o mărturie pentru cei din jurul lor. Cu vorbele puțin mai reușim să convingem. Am avut parte de suferință destulă și alții și mai chinuiți. Am stat de vorbă cu unii prin spitale și cei care nu au încredere în Dumnezeu sunt distruși. Dar cei care au nădejde pun problema de genul acesta. Viața de aici, oricum se termină, important e să ai bucuria mântuirii în suflet. Și indiferent că ce se va întâmpla, tu vei fi în prezența Domnului și în Raiul lui Dumnezeu. Asta e cel mai important lucru pe care l-am învățat. M-am zbătut pe plan material, suntem într-o situație relativ bună, dar nu mai mă bucură nimic decât apropierea de Domnul. Mă lupt, este o luptă, nu este ușor să ții cadența și să fii cu adevărat umplut de puterea Duhului Sfânt, pentru că este perioada Duhului Sfânt și mulți nu înțeleg. Trebuie să ne zbatem și să îl rugăm pe Domnul să ne dea tăria de a înțelege bine viața pe care trebuie să o ducem vis-a-vis de sfințire. Sunt multe de spus, doresc ca Dumnezeu să mă vindece, întâlnesc lucrul acesta, dar vindecarea cea mai importantă este a omului dinăuntru. Amin. Mulțumim, frate Ghiță. Ne rugăm în continuare pentru tine. Biserica simte, a simțit, s-a rugat, ne vom ruga și când auzim vești bune, ne bucurăm. Când auzim că te duci din nou în spital, avem durere și tristețe. Dar știm că Dumnezeu este în control. Știm că El nu greșește, știm că El veghează și că este alături de noi. Fie mâna Lui cea bună să fie în continuare peste viața ta. Amin. Ascultăm pe sora Florentina cu o cântare și apoi fanfara. Thank you.
Vreau să
dimineața seara la orele 19, studiu biblic și rugăciune, duminica viitoare dimineață de la 10, cina Domnului, după masă de la orele 17, serviciu în casa Domnului. Cântăm din cântarea 331, facem colecta și apoi vom asculta prima cântare a corului, cântarea de la numărul 331. Thank you.
Să vină în rugăciune cu voce tare, cerem de la Domnul binecuvântare peste cuvânt, dar în mod special să ne rugăm pentru familia Popa, care, așa cum am amintit, trece prin această încercare. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Până aici cuvântul Domnului, ne plecăm acum înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm. Tatăl nostru, Dumnezeul nostru Sfânt care locuiești în ceruri, suntem așa de bucuroși, Doamne, pentru că am ajuns din nou această mare sărbătoare a creștinismului pe care se sărbătorește. Mulțumim, Doamne, că prin puterea Ta de Dumnezeu, într-o zi ca astăzi, stâncile s-au despicat și mormintele s-au deschis și prin puterea Ta, Doamne, de Dumnezeu, ai ridicat pe Fiul Tău, pe da. Domnul nostru Iisus Hristos, din morți. Mulțumim. Slavă Ție, Doamne, pentru lucrarea măreață de descumpărare care ai făcut-o pentru omenirea întreagă. Mulțumim. Te slăvim, Doamne, pentru că în dragostea Ta mare cuprind și viețile noastre. Mulțumim. Și îți mulțumim, Doamne, că ai pus în noi o dragoste care în fiecare zi, Doamne, dorim să fie mai mare pentru Tine. Și dorim, Tatăl nostru, ca în aceste momente să-ți aducem mulțumirea noastră pentru că ne-ai scos din mocirla păcatului și ne-ai așezat picioarele pe stâncă. Mulțumim. Ne-ai pus pe drumul mântuirii și de atunci viața aceasta e așa de minunată cu Tine. Mulțumim. Doamne, dorim să ne vorbești în seara asta. Amin. Dorim, Doamne, să ne ajut să ne deschide inimile, Doamne, pentru cuvântul Tău și la timpul potrivit, Doamne, dorim să spulegi roadele pentru slava Lui Tău. Tată drag, aducem înaintea Ta în ziua de astăzi și pe cei bolnavi. Îndură-te, Doamne, de vecinii noștri. Te rugăm, Doamne. Întâi de toate dorim să aduci mântuire, Doamne, în familia lor. Amin. Și apoi, Doamne, dorim ca ceea ce nu poate face întreg sistemul sanitar, te rugăm să o faci cu puterea Ta. Așa te rugăm. Știind, Doamne, că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ și în viețile noastre și în viețile tuturor care și-au pus încrederea în Tine. De aceea îți mulțumim, Doamne, că o vei face. În numele scump și drag al Domnului nostru Iisus Te-am rugat. Ascultă-ne, Doamne. Amin. Amin. Înaintea Ta, Dumnezeu nostru, venim și ne închinăm și Ți aducem mulțumire și recunoștință pentru că ești Dumnezeul nostru. Mulțumim, Doamne, pentru că a existat o zi în care ai plătit la Golgota pentru păcatele noastre. Mulțumim. Domnul Iisus, care L-ai dat ca jertfă. Mulțumim. Pentru ca noi, crezând în jertfa Lui, să avem iertare păcatelor. Exact. Dăruiește-ne, Doamne, fiecăruia puterea și înțelepciunea
de a ne încrede în fiecare zi tot mai mult în Tine. Dorim, Doamne, ca viața aceasta să o trăim pe calea Ta, făcând voia Ta și împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Mulțumim, Doamne, pentru cuvântul pe care ne-l dăruiești în fiecare zi. Mulțumim, Doamne, pentru că El este un dreptar pe calea noastră. Dorim, Doamne, ca acest cuvânt să-L sădești și în această dupămasă în inimile noastre. Binecuvântă, Doamne, vestitorii de pretutindeni. Dăruiește-le înțelepciunea care vine de la Tine. Amin. Iar celor care îl ascultă, te rugăm, Doamne, să le dăruiești voința și înfăptuirea de a-L împlini în viața lor. Amin. Aducem în fața Ta, Dumnezeul nostru, pe cei care trăi prin suferințe, prin încercări. Doamne, aducem înaintea Ta pe familia Popa. Te rugăm, Doamne, să Te atingi de ei. Să Te atingi de trupul lor, Doamne, și de Te-ai hotărât zile. Dăruiește-le, Doamne, sănătate și putere. Dar mai mult de atât, Doamne, dorim să Te atingi de sufletul lor. Să le aducem mântuire, Doamne, și într-o zi ca astăzi. Te rugăm, Doamne, să Te să înviezi și în viețile lor. Înviază în viața tuturor care sunt în această dupămasă în casa Ta. Vorbește-ne prin cuvânt. Numele Tău de Tată, Fiul și de Duh Sfânt să fie binecuvântat și slăvit de noi până în veci. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Mai ascultăm o cântare.
Mulțumim corului, minunat a cântat corul, știți de ce? Mai sunt doi coriști acolo, ei sunt prea mici, dar ei cântă sopran și s-au pus la alt, au greșit locul. Asta e cântarea care îmi place tare mult și întrebam pe Liviu și pe Dorotea, când cântați cântarea aia, dar nu mi-aduceam aminte nici cum de ea. Deci, acum au cântat-o, Dorotea reține, asta e când o să te mai întreb. Asta e Uităm, un predicator trebuia să predice într-o duminică după masă, acum recent, într-o biserică. Și-a sunat pe cineva din biserica respectivă și l-a întrebat cine a fost de dimineață. A spus cine? Ce-a predicat? Păi, zice, despre femeile la mormânt. Dar din ce text? Pe program a fost așa de bogat. Cred că din Evanghelia după Matei. Dar numai crezi? Da. După o oră s-a pus respectivul să se odihnească. N-a putut dormi nici cum. Că a zis, oare, măi, textul ăsta l-a citit sau nu? Și eu cred că a dat câteva telefoane și după o oră sună pe predicator și spune auzi frate, nu din Matei, din Ioan a citit. Și-a predicat într-adevăr despre femei. Cât de repede uităm. Mai știți ce s-a predicat de dimineață? Dacă nu, o să vă aduc eu minte că are legătură predica mea cu ce a predicat fratele Iulian. Îi sărbătoare, frați și surori, mă bucur să văd biserica plină. Dăm deslegare până la ora 7. Nu vă uitați la ceas că terminăm. Știu că e tare obosit, că l-am văzut, îi dau voie și să dorm un pic, numai să audă predica, dar astăzi e sărbătoare, nu putem încheia la și jumătate, nu se poate, ar fi prea repede și unde e mai bine decât în casa Domnului? E minunat. Și Domnul să fie slăvit pentru tot ceea ce ne-a dat și în această zi. Amin. Și pentru tot ceea ce a fost bun, lauda să fie a Domnului nostru. Amin. Doream să vorbesc despre trupul de slavă, trupul ceresc al Hristosului înviat, cum ne-l prezintă Ioan în Apocalipsa. Dar și doream să prezint pe Hristos ca biruitorul inspirat de aici. Biruitor. Mulțumim Dorotea și Mădi. Amândouă m-am întrebat, ori comentat careva că sunt puse frunze acolo. N-a comentat nimeni. Ați făcut o lucrare frumoasă, apreciem, Domnul să vă binecuvinteze. M-am gândit astăzi să schimb mesajul și m-am gândit la un lucru. Care a fost efectul învierii Domnului Iisus Hristos în viața noastră? Ce ne-a adus învierea nouă? De câți ani sărbătorești învierea? Vorbeam dimineață cu fratele Moise și eu în anexă m-am rugat și fratele s-au rugat când au intrat în biserică. Doamne, mulțumim că am mai ajuns și anul acesta să sărbătorim învierea Domnului Iisus. Că nu se știe la anul cine va ajunge să mai sărbătorească această sărbătoare. Dar de câte ori am sărbătorit noi învierea? La fiecare sărbătoare ne aducem aminte că Iisus este biruitorul, că El a biruit moartea, a biruit diavolul, a biruit păcatul. Întrebarea care mi-am pus-o și la care aș vrea să dau răspuns uitându-ne la ucenici din textul pe care l-am citit este ce ți-a adus învierea Domnului Iisus? Când eram copii, probabil că ne gândeam la ouă, veneam cu ouăle de acasă, așa, altfoi ne gândeam cum să termină mai repede de biserică. Când am fost tineri, adolescenți, în grup, în fanfară, era frumos, era fanfara, după aia au trecut ani, ne-am gândit la alte lucruri, să fim îmbrăcați ca domnii, așa, cu costum și... Dacă numai la aspectul ăsta ne gândim la sărbătoare, și dacă numai mâncare bună și haine și cadouri sau mai știu ce ne-au dus sărbătoarea învierii Domnului Iisus, înseamnă că n-am câștigat nimic. Înseamnă că dacă învierea Domnului Iisus n-a adus binecuvântări în viața mea, este doar o realitate istorică care nu mă ajută prea mult. Sau s-ar putea să rămână doar o constatare de acceptare intelectuală. Da, a fost un eveniment real, istoric
Și eu accept, cred lucrul ăsta, cred în învierea Domnului Iisus. Sau pentru unii doar un eveniment de sărbătorit. Aseară am reușit să mă uit și eu câteva minute la televizor, la transmisiunea directă din mai multe locuri despre înviere. Și astăzi am primit Pască. Pentru prima dată. Și am apreciat că cineva din sat a venit și mi-a dus lucrul ăsta. Poate nu-mi cere să vă spun ce vrei. Că e prima dată când primesc așa într-un... Am văzut frații ortodoxi, s-au dus toți acasă cu așa ceva și cineva a zis ce-ar fi să duc și eu la păstorul Bisericii Baptiste? Și cum să refuz? Nu-i frumos, nu-i așa? O să-i spun doar fratele Ionică dacă am luat sau nu, să-l întreb dacă am făcut bine. Da. M-am uitat la televizor și știți ce spunea și fratele Moise, scria acolo jos? După sărbătoarea Învierii, urmează cheful. Și dimineață scria, a început cheful. Și una dintre doamnele care era reporter și transmitea, spunea, nu contează, important este că suntem astăzi aici și mâine la distracții, la chef. Asta sunt semne, asta este însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos. Am să nu mai spun că cineva a zis că și noi facem chef aici. Că venim la biserică și cântăm și o... Nu mai spun că se uită cumva nevastă mea la mine și... Nu, noi nu venim la chef aici. Noi venim să-L înălțăm, să-L glorificăm pe Hristos cel viu. Și pentru noi sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos nu înseamnă distracții, chef, nu înseamnă lucrul ăsta. Ci înseamnă reverență, înseamnă închinare, înseamnă proslăvire a celui ce a biruit moartea, a celui ce este viu în vecii vecilor. Slăvit să fie numele Lui. Mare eveniment, învierea Domnului Iisus Hristos. Este o realitate istorică de necontestat, dar în același timp este și o binecuvântare pentru noi, pentru credincioși. Când ne uităm în Scriptură, toți cei patru evangheliști, scriitori, relatează evenimentul acesta al învierii Domnului Iisus Hristos. Pentru ei era un eveniment real. Ei l-au trăit, ei credeau, ei au mărturisit ceea ce au văzut. Și Ioan ne spune în Apocalipsa, ceea ce am văzut, ce am pipăit, același lucru vă spune. Dar ce le-a adus lor învierea Domnului Iisus? Și am citit partea din Scriptură, din Ioan, capitolul 20, de la versetul 19, când Iisus Hristos, în seara zilei când a înviat din morți, se arată ucenicilor. Și de la ei vom învăța patru binecuvântări pe care învierea Domnului Iisus Hristos le-a adus lor. Dacă aceste binecuvântări se află în viața noastră, atunci putem să spunem și noi astăzi, învierea lui Hristos pentru mine a însemnat mult. În viața mea a adus aceste binecuvântări. Dacă nu ți-a adus aceste binecuvântări și nu ți-a adus nimic altceva decât prezența poate la biserică, gândindu-te la ce urmează după, ai ratat și sărbătoarea învierii din 2019. Ce binecuvântări a adus învierea Domnului Iisus Hristos în viața ucenicilor? Dacă ați fost atenți la versetele, textul scurt care a fost citit și dacă mai continuați și întoarceți pagina, veți vedea că de trei ori Domnul Hristos, Hristos cel înviat, când se arată ucenicilor, primul lucru pe care El îl spune este salutul, pace vouă. Prima binecuvântare pe care a adus-o Hristosul înviat în viața ucenicilor este pace în mijlocul fricii. De trei ori, versetul 19, 21 și 26, Domnul Iisus Hristos spune pace vouă. Este salutul pe care l-am împrumutat noi, l-am luat noi din biserică, în biserică,
de la Hristos și cu salutul acesta ne salutăm. Pace vouă! E adevărat că astăzi și până la înălțare putem să spunem liniștiți, Hristos a înviat și să spunem adevărat că a înviat. Dar uitați-vă, unde erau ucenicii când vine Domnul Iisus Hristos? Textul ne spune că erau într-o cameră și cum erau? Închiși. Dar de ce erau închiși? De frica cui? Ei aveau putere, evreii și bani, să-i prindă, să-i pedepsească. Au umblat cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate. A venit Joia Mare, a venit Vinerea, a venit răstignirea Domnului Iisus Hristos și iată-i în dimineața învierii, în ziua învierii, strânși la oaltă cu toți. Și textul spune așa de clar, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau împiate de frica ucenicilor, de frica iudeilor, dintr-o dată, trupul înviat al lui Hristos pătrunde prin zid și apare Hristos Domnul în mijlocul lor și le spune, pace vouă. Cât de bine le cunoștea Domnul Iisus starea lor. Oare de ce aveau nevoie? Teama îi paralizase și pe ei. Evenimentele din zilele care au trecut le-au adus, pe lângă dezamăgire, descurajare, le-a adus și frică. A mai apărut și vestea că mormântul e gol. Câteva femei au fost dis de dimineață, piatra au găsit odată la o parte, au văzut fâșiile, l-au anunțat pe Petru, Petru și Ioan aleargă și ei la mormânt, dar era multă confuzie, dezorientare, dezamăgire, confuzie. Aduceți-vă aminte de cei doi care mergeau în seara aceleași zile spre Emaus. Ei dialoguează cu Domnul, stă de vorbă cu Domnul Iisus, dar Scriptura ne spune că tristețea lor și faptul că nu știau și frica i-a făcut ca ochii lor să fie întunecați, să nu-L cunoască pe Domnul Iisus. Și iată-i pe ucenici în seara zilei când Domnul a biruit moartea, stând împreună, comentând împreună evenimentele care s-au petrecut și acum am putea să ne imaginăm dialogul care a fost între ei. Măi, tu ai fost Maria, ai fost, da. Păi au venit cei doi dinspre Emaus și le-au spus, păi ne-am întâlnit cu el, dar nu se poate. Deci nu, cum să faci lucrul ăsta? Dar l-am văzut că l-a prins. Am văzut că l-au chinuit. Am văzut că l-a răstignit pe cruce. A murit. Ioan știe unde-i mormântul. Știe unde l-a pus. Nu s-a greșit mormântul. Că a venit unii și-au spus, femeile au greșit mormântul. Interesant de ce n-au mers dușmanii Domnului Iisus să le arate, uite, aici e mormântul, aici e trupul Domnului Iisus. Alții au venit și-au zis că Domnul Iisus Hristos nu a fost mort pe cruce. El a fost doar leșinat. Și când l-a luat și l-a pus într-un mormânt de piatră care era rece, acolo s-a trezit. Îți trebuie mai multă credință să crezi că un om care a fost bătut o noapte întreagă, care a fost flământ, care a fost însetat, tot fața lui și spatele plin de sânge, a pierdut mult sânge, a leșinat și apoi a fost pus în mormânt și dă el piatra la o parte, îi sperie pe cei care, pe soldații romani care erau acolo și apoi se înfățișează în fața ucenicilor să le spună că el a fost mort și a înviat. Ei, în seara învierii, Domnul Iisus Hristos vine la ei într-un moment când aveau nevoie, zic eu, cel mai mult de pace și vine și le aduce salutul acesta. Pace vouă! Binecuvântarea învierii Domnului Iisus Hristos este pacea Lui. Dacă ai primit pace, știind că Iisus Hristos a înviat, înseamnă că într-adevăr ai trăit experiența aceasta și ai trăit din plin bucuria învierii Domnului Iisus Hristos. Mă vreau să vă spun ceva. Pacea Lui nu vine în viețile noastre decât cu prezența Lui. A intrat Domnul în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă.
Mă gândesc la un lucru. Oare noi, când trecem prin momente de tulburare, când ne găsim într-o boală, într-un necaz, înaintea unei operații grele, oare ce ne-am dorit cel mai de preț lucru pe care ni l-am dorit noi? Care este? Să ai pace. Să-ți dea Domnul pace. Să simți prezența Lui. Să știți că o inimă plină de pace trece altfel prin situațiile dificile din viață. Când ai o operație grea, și fratele Ghiță spunea, cei care în spital i-a întâlnit și n-au nădejdea, și zic eu, pacea pe care o dă Hristos, n-au nicio speranță. Mare diferență între cei care l-au pe Hristos, care au pacea Lui, care au nădejde în El. Domnul Iisus Hristos este gata și de sărbătoarea acestui an să dea pace celor care n-au pace. Dar acea pace vine doar prin prezența Lui în viața ta. Gândește-te, drag prieten, la veșnicie. Ai pace când te gândești la veșnicie? Păcatele tale sunt iertate, dar jertfa lui Hristos a fost acceptată. Când ne gândim la evenimentul Învierii, știm că jertfa Domnului Iisus a fost acceptată. El este biruitorul. Dar dacă nu l-ai pe El în inimă, n-ai pace. Mă rog în seara aceasta ca Domnul Iisus Hristos să vină în dreptul inimii tale, să intre în inima ta și în inimile tuturor celor care n-au pace și să spună, pace ție, pace ție. Doar Hristos este Cel care poate da pacea. Și o primă binecuvântare pe care o văd uitându-mă la ucenici în ziua Învierii, în seara Învierii, este pacea Domnului Iisus. Vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Fie ca pacea lui Hristos să pătrundă și să stăpânească inimile, mințile și viețile noastre ale fiecăruia. Amin. A doua binecuvântare pe care o văd uitându-mă în pasajul acesta, în versetul 20, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. A doua binecuvântare a Învierii Domnului Iisus Hristos este bucuria. Acum, vă dați seama în ce stare se găseau ucenicii. În mijlocul întristării vine Domnul Iisus, le spune pace vouă și le-a arătat ce au văzut ei. Când, pentru că textul spune, ucenicii s-au bucurat când? Când au văzut pe Domnul. Doar când îl vezi pe El, când îl văd pe El, doar atunci s-au umplut de bucurie. Dar ce au văzut? Păi ne arată prima parte a versetului. Le-a arătat. Erau mâinile străpunse ale Domnului Iisus. Le-a arătat coasta care a fost străpunsă. Și dacă la început i-a cuprins frica văzându-L pe Hristos în mijlocul lor și pentru că în mijlocul fricii Domnul le spune pace vouă, dacă la început au fost întristați după evenimentele din zilele care au trecut, textul ne spune că ei s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Învierea Domnului Iisus Hristos trebuie să aducă bucurie. Să aducă bucurie. Încerc să-mi imaginez la cei doi ucenici care mergeau pe drumul Emausului, triști, discutau cu Domnul Iisus, ce tu e singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat în aceste zile în Ierusalim? Și cei care ați citit Scriptura știți ce se întâmplă. Domnul vrea să pornească mai departe, îl invită în casă și când Domnul spune rugăciunea și frânge pâinea, îi văd mâinile și au recunoscut că este Domnul. Cum s-au întors aceștia înapoi? Chiar în ceasul acela. Plin de bucurie. Plin de bucurie. Pentru că binecuvântarea Învierii Domnului Iisus Hristos aduce bucurie. Bucurie în mijlocul întristării. Bucuria nu este dată de împrejurări precum veselia. Ea este produsul unei stări lăuntrice și este roada, o roadă a Duhului Sfânt.
Frați și surori, avem parte în viața aceasta de multe momente de întristare și plângem. Dacă ne gândim că Iisus Hristos este biruitorul morții, când îl invităm pe El în inima noastră, El este Cel care aduce bucurie, bucurie, bucurie în mijlocul întristării, în ecazuri, în suferințe. S-ar putea să nu-L vezi fizic. Ajungi în spital. Grea operație. Nu-L vezi vizibil în chip fizic pe Domnul. Dar vezi altceva. Vezi cum lucrează El. Și simți cum lucrează El. Pentru că familia începe să se roage. Pentru că o biserică stă în spate și mijlocește în rugăciune. Și vezi cum Dumnezeu lucrează prin medici, prin asistente, prin medicamente. În mijlocul întristării, Dumnezeul nostru este Cel care aduce bucurie. Dacă va fi cu voia Domnului, mâine vom pleca la Târnăveni, ne întâlnim cu tata mare, așa cum știți, ne-am rugat pentru el. Încă este în spital, mama mare a fost astăzi la el, l-a vizitat, l-a filmat, a spus câteva cuvinte, a spus că ne ducem acolo, așteptăm și noi să se întoarcă acasă și de-abia așteptăm să ne întâlnim cu el. Dar astăzi, am mai văzut și alte filmări, dar astăzi l-am văzut pentru prima dată zâmbind. Ce durere pentru noi ca familie, pentru el. Dar când îl ai pe Hristos, pe Hristos cel viu, chiar în mijlocul necazului, ai bucurie. Aș vrea să te întreb. De atâția ani sărbătorești învierea Domnului Iisus. Ai bucurie? Știu că ai necaz. Știu că treci prin momente de întristare. Știu că în singurătate îți este greu și de multe ori spui nimeni nu mă înțelege și nimeni nu e lângă mine și mie așa de greu. Dar Hristos a înviat. El este în viața noastră. Și El în astfel de momente ne aduce bucurie chiar în mijlocul necazului. Ai bucurie? Prieteni dragi, aveți bucuria mântuirii? Doar dacă l-aveți pe Iisus. O a doua binecuvântare este bucurie în mijlocul întristării. Doamne, toarnă în inimile noastre această bucurie. Amin. Și fie ca să fie vizibilă în viețile noastre în fiecare zi. Amin. A treia binecuvântare pe care o văd eu uitându-mă la ucenicii Domnului Iisus, tot în textul, așa cum am citit, în versetul următor, versetul 21. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și am considerat că a treia binecuvântare este trimitere în mijlocul lașității. Doamne, dar n-ai pe cine să trimiți. Tocmai pe ăștia, fricoși ăștia, unde ești Petru? Petru care a scos sabia, Petru care a zis, Doamne, dacă toți se vor lepăda de tine, Doamne, eu mă duc cu tine până la moarte. Și îl prinde curaj, chiar scoate sabia și taie urechea robul lui Marcu. Și unde e acum Petru? Vor fugi toți. Lașitate. N-am fost gata să rămână lângă Domnul. Sigur să împlini Scriptura, bate voi păstorul și voile se vor risipi. Dar vine Domnul Iisus Hristos, se uită la starea lor, numai pace n-aveau și vine și le spune, pace vouă. Și le dă pace. Și odată ce ei primesc pacea, îl văd pe Domnul Iisus, văd rănile lui și textul Scripturii ne spune că s-au bucurat. Prezența Domnului Iisus le aduce nu numai pace, ci le aduce și bucurie. Și Domnul nu-i ceartă, Domnul nu-i întreabă nimic, Domnul nu-i trage la răspundere. Păi de ce ați fugit? De ce v-ați ascuns? Și Domnul Iisus Hristos le spune, așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Doamne, dar n-ai avut pe cine să trimiți? Oamenii ăștia imperfecți? Vedeți, când Dumnezeu își alege oameni în lucrare, nu își alege oameni perfecți. Pentru că niciunul nu-i perfect. Dumnezeu își alege oameni imperfecți și îi trimite în lucrare. Și eu consider o mare binecuvântare
pe care ne-a adus-o învierea Domnului Iisus Hristos este chemarea și trimiterea. Asta facem când spunem Hristos a înviat. L-ați auzit pe fratele Iulian dimineață, când era tânăr, adolescent, n-avea curajul să mărturisească despre Domnul Iisus Hristos. Oriunde, cam așa am fost și eu. Și cred că mulți dintre dumneavoastră ați fost la fel. Mergeam de la biserică, poate și înainte de a mă boteza, când se discuta despre religie, despre Hristos, despre pocăință și mai ales dacă batjocorea pe pocăință, eu mă retrăgeam. Ei, acum și Iulian și eu suntem gata să depunem mărturie oriunde și să-L mărturisim pe Iisus Hristos. Pentru că El se uită la noi și învierea Lui are această mare binecuvântare, trimitere în mijlocul lașității. La ei se uită Domnul. Și Domnul îi trimite. Poate că unii dintre ei erau pregătiți să renunțe. După 3 ani și jumătate în școala Domnului Iisus, erau pregătiți să renunțe pentru că au fost dezamăgiți, că nu s-au întâmplat evenimentele așa cum doreau ei. Și Domnul se uită la ei și pe ei îi trimite. Dacă astăzi ți-ar cere Domnul acest lucru ție, ce ai face? Doamne, nu-s perfect, Doamne, sunt prea păcătos, Doamne, n-am nicio pregătire, trimite pe altcineva, spune altcuiva să meargă, nu-s pregătit. Dar eu consider că trimiterea aceasta, și Domnul spune aici, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Ne este adresată nouă și este o mare binecuvântare a învierii Domnului Iisus Hristos. Și mai găsesc în pasajul acesta încă o binecuvântare a învierii, și anume în versetul 22. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. O altă binecuvântare a învierii Domnului Iisus, împuternicire în mijlocul abandonării. Am spus așa, în ideea că poate unii dintre ei și-or fi zis, abandonăm tot. Am ceea ce face Domnul Iisus Hristos aici, a suflat peste ei, după aceste vorbe, a suflat peste ei, n-a fost plinătatea Duhului Sfânt. Umplerea cu Duh Sfânt urma să aibă loc peste 50 de zile în ziua de Rusalii și vom sărbători dacă Domnul ne va ține în viață. Dar ce se întâmplă aici? Aici Domnul spune, nu le oferă plinătatea Duhului Sfânt, ci aceștia au primit o capacitate de a înțelege adevărul. Au primit o putere de a crede adevărul. Au primit o călăuzire de care aveau nevoie în fiecare zi. Luați Duh Sfânt. Împuternicire. Duhul Sfânt care să-i facă să creadă adevărul. Care să le lumineze mintea. Duhul Sfânt care să le dea putere să creadă în învierea Domnului Iisus. Duhul Sfânt care să fie o călăuzire de care ei aveau nevoie în fiecare zi. Ce-au fi făcut după întâlnirea aceasta? Cred că s-au mișcat prin cetate. Pentru că l-au întâlnit pe Toma. Și i-au spus lui Toma. Dar așa cum i-au spus lui Toma, o spus și altora. Pe de o parte se răspândea minciuna pe care au adus-o soldații plătiți fiind de preoți, că ucenicii i-au furat trupul, dar trebuia să se răspândească și adevărul. Cine să facă lucrul ăsta? Putea să facă niște oameni care dădeau dovadă de lașitate, care stăteau închiși într-o cameră de frica iudeilor, care n-aveau curaj? Nu. Trebuia să facă ei. Și Domnul îi alege pe ei, îi trimite pe ei, dar îi împuternicește să facă lucrul ăsta. Și aici e frumusețea și minunii atunci când intri în lucrare. Dumnezeu te împuternicește. Am văzut lucrul ăsta în viața noastră. Poți să n-ai nicio pregătire. Dar când ești gata și te pui la dispoziția lui Dumnezeu, El te împuternicește. Nu ești perfect. Dar Dumnezeu se poate folosi de tine. Oare ai fi gata să ieși
să spui altora, să te duci plin de credință și să spui că Iisus Hristos a înviat, că învierea Lui ți-a adus pace, că învierea Lui ți-a adus bucurie, că învierea Lui te-a făcut să spui altora despre Hristos și că învierea Lui îți dă avânt să te duci, te trimite să spui și altora. Care sunt binecuvântările pe care le-ai primit sau le-am primit la învierea Domnului Iisus Hristos? Dacă n-ai pace, dacă n-ai bucurie, nici nu poți să fii trimis, nici nu poți să-L mărturisești. Dar dacă vrei să ai pace și să ai bucurie, trebuie să te întâlnești cu Hristos cel Viu. Eu mă rog ca în seara aceasta, Hristos cel Viu care este aici, să-ți iasă în față, în cale, să te întâlnești cu El. Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus nu va avea nicio importanță în viața ta dacă nu te întâlnești cu El. Și dacă această sărbătoare nu ți-aduce pace, nu ți-aduce bucurie în inima ta. Mă rog din toată inima ca Dumnezeul nostru să ne umple inimile de pace, de bucurie și fie ca plin de aceste lucruri în viața noastră să fim gata să ne ducem să spunem și altora că Mântuitorul nostru este viu, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Amin. Înainte de a încheia cu rugăciune, aș dori să cântăm împreună cântarea Mărire ție, Iisuse. Vă invit să vă ridicați și îl rog pe Andrei să conducă biserica în închinare cu această cântare și apoi fratele Ionică va încheia cu rugăciune slujba din această zi în casa Domnului. Thank you.
Mântuitorul nostru, încă o dată spune, mărire ție. Amin. Glorie ție și numelui tău pentru veci de veci. Amin. Ești minunat în toate. Mulțumim că ai venit la noi, ai venit să plătești pentru noi și ai plătit la Golgota prețul acela imens, dar mulțumim că așa de strălucitor și de minunat te-ai ridicat din moarte și ești viu în vecii vecilor. Ești biruitorul, slăvit să fie numele tău. Mulțumim pentru harul pe care l-ai dat ca împreună, în casa ta, în Duhul de rugăciune, în Duhul de cântare, în Duhul de predicare a Evangheliei, să sărbătorim acest glorios eveniment, învierea ta dintre cei morți. Este unică învierea ta, ești pârga celor adormiți. Doamne Iisuse, mulțumim că ai fost cu noi și de dimineață și după masă, mulțumim că ne-ai binecuvântat, mulțumim pentru fiecare persoană care a fost în casa ta, mulțumim pentru tot cuvântul bun, sănătos, hrănitor și încurajator pe care l-ai dat fiecăruia. Mulțumim că și din moarte n-ai venit la ucenici cu mâna goală și niciodată n-ai venit și nu vii la noi sau la cineva, Doamne, cu mâna goală. Ai venit cu mâna plină de binecuvântări și le-ai adus și pace, le-ai adus, Doamne, și bucurie, le-ai adus, Doamne, și trimitere și împuternicire. Mulțumim, slăvit să fie numele Tău. Mulțumim că aceste binecuvântări sunt și ale noastre. Dorim să rămânem lângă Tine. Rămâi în noi. Te rugăm, binecuvântă-ne sărbătoare în continuare. Ne rugăm pentru fiecare familie să o binecuvintezi. Încă o dată ne rugăm pentru familia Popa. Ai milă, adu, Doamne, mântuire, adu lumină, adu vindecare. Ne rugăm pentru familii din biserică, unde sunt întristări, sunt necazuri, sunt lupte spirituale, sunt greutăți. Doamne Iisuse, vino cu puterea Ta, vino cu pacea Ta, vino, Doamne, cu ajutorul Tău și pentru toate fii binecuvântat și acum și în veci de veci. Amin. Amin. Cu pacea Domnului, biserica este liberă până la dimineață la ora 10. În toate, Domnul să fie slăvit. Amin. Amin.